Spitalul Județean de Urgență Zalău are de la 1 martie un nou director medical. Este vorba despre medicul internist Liliana Medastanciu, care coordonează de câteva luni compartimentul de hematologie din cadrul secției de interne a spitalului. Potrivit informațiilor primite de la managerul Spitalului Județean de Urgență Zalău, Laurențiu Barna, schimbarea vine după ce fostului ocupant al funcției, ginecologul Moidic Vasile, i s-a încheiat delegarea. Mandatul acestuia se încheiase la finalul lunii decembrie 2013, iar pentru atribuirea unui nou mandat de director medical a fost organizat în cursul lunii noiembrie un concurs. Niciunul dintre cei trei concurenți înscriși în concurs, printre care și doctorul Moidic, nu a reușit să promoveze astfel că funcția a fost ocupată prin delegare de atunci și până acum de fostul director. Odată cu expirarea delegării, s-a decis ca în funcție să fie numit un alt medic. Numirea Lilianei Meda Stanciu în funcția de director medical al Spitalului Județean a fost stabilită prin decizia numărul 29 a președintelui Consiliului Județean Sălaj din data de 28 februarie. Numirea este valabilă începând cu data de 1 martie până la organizarea unui concurs pe funcție, dar nu mai mult de șase luni. Reamintim că situația de provizorat există și în privința funcției de director de îngrijiri medicale ocupată cu delegație de Ramona Marincaș.